primul război mondial sunt implicate mai multe țări și mai mulți soldați decât în orice alt conflict din istoria omenirii. România nu are cum să stea deoparte, dar în acest război nu numai cei din prima linie au de suferit. Civilii cad și ei victime, iar atunci se pune pentru prima dată problema protecției acestora. La început, aceste măsuri de protecție erau sub forma unor sfaturi date de autorități și se refereau la cunoașterea de către populația civilă a modului de comportare în timpul alarmei aeriene, respectiv a atacului din aer și după acesta. Mijloacele principale prin care erau transmise aceste informații erau prin intermediul presei, radio sau biserică în timpul diferitelor adunări. După Marele Război, apărarea populației devine lege. La 28 februarie 1933, prin decret regal, se aprobă regulamentul de funcționare a apărării pasive contra atacurilor aeriene. Este începutul oficial al protecției civile în țara noastră. Beneficiile unei astfel de legi aveau să se vadă în al doilea război mondial. România a fost bombardată de aviația sovietică, americană, engleză, germană și ungară. După 1945, conceptul de apărare a populației a evoluat, iar personalul a devenit profesionist. Inundațiile catastrofale din 1970, 1975, 1999, 2000 și 2001, cutremurele devastatoare din 1940 și 1977 sunt momente în care s-a demonstrat că apărarea populației funcționează. În anul 2004, protecția civilă și pompierii militari își unesc forțele într-o nouă structură, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. De atunci, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, protecția civilă este în alertă. Departamentul pentru situații de urgență este cel care are sub cupolă sa și Inspectoratul pentru situații de urgență, care include, bineînțeles, și protecția civilă. Ne permite să pregătim sistemul și să depistăm acolo unde avem slăbiciuni în sistem, ca să le întărim pentru a face față situațiilor de dezastre, de calamități care pot să ne afecteze. Din păcate, România nu este o țară ferită, avem probleme, avem zone seismice majore, avem alte riscuri care putem să ne confruntăm cu ele și trebuie întotdeauna să fim foarte bine pregătiți. La început se vorbea de apărarea pasivă, apoi de apărarea locală antiaeriană și mai târziu apărarea civilă. Conceptul de protecție civilă s-a consacrat abia în 1996, dar misiunea a rămas aceeași, de a proteja cetățenii și bunurile materiale atât pe timp de pace cât și pe timp de criză sau război.
Thank you.
Școlii Gimnaziale numărul 29 Galați. Thank you.
Vă mulțumim pentru încrederea acordată și vă asigurăm că vom fi mereu prezenți acolo unde datoria ne cere.